Faptele bune au nume, iar despre una dintre ele am vrea să discutăm astăzi cu Ludmila Andronic, directoarea afaceri corporative FS Moldova. Ne-am întâlnit acum câteva luni când proiectul era abia o schiță, când abia se anunțau condițiile de participare, dar care deja prindea aripi. Acum însă a devenit o realitate frumoasă, o realitate pe care mulți dintre noi o pot vedea, simți și admira. Dragă Moldova, acum ai un nou traseu turistic și este situat la Nisporeni. Doamna Andronic o să ne ofere mai multe detalii și o să ne invite să facem drumeții prin Moldova. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! De la Nisporeni veniți? Nu chiar de la Nisporeni, dar sunt gata să merg încolo. Mă bucur foarte mult pentru că de fiecare dată oferim continuitate proiectelor pe care fie le anunțați, fie le derulați. Și mă bucur că sunt rezultate frumoase. Și eu mă bucur pentru că anul trecut promiteam niște lucruri și mă bucur că pot să spun că promisiunile noastre încep una câte una să se transforme în realitate. Haideți să ne amintim despre acel proiect pentru granturi prietenoase pentru țară. Este vorba de un proiect care are o denumire umbrelă Prietenește și are mai multe componente. Prietenește pentru turism, prietenește pentru femei, prietenește pentru artă, prietenește pentru mediu. În cazul dat este vorba de Prietenește pentru turism. Este proiectul nostru de suflet pe care l-am lansat anul trecut, un proiect de granturi mici care a avut un fond de 500.000 de lei și care a fost împărțit între 6 proiecte câștigătoare și iată primul proiect deja s-a lansat la Nisporeni săptămâna trecută. Povestiți-ne despre acest traseu și de ce anume el a fost unul dintre proiectele câștigătoare. Cum spuneam și data trecută, am încercat să găsim dintre cele mai bine de 60 de proiecte pe care le-am primit, aproape 69, proiecte care conțineau în ele ceva original, neobișnuit, pentru că, da, este foarte important lângă o pensiune să ai un teren de joacă pentru copii sau activități, să ai, da, dar astea totuși sunt lucruri pe care, cum să zic eu, nu necesită obligatoriu un grant care să te susțină. Mult mai importante sunt activitățile care abia urmează să se înceapă sau cele care nu au un efect comercial imediat. Și iată, acest traseu de drumeție de la Nisporeni este unul care nici pe departe nu va avea un răspuns financiar imediat pentru grantiul nostru și poate nu va avea niciodată răspunsul financiar. Și vă explic de ce. Deci, grantiul nu a folosit acești bani pentru propria companie, pentru propriul interes. El a dezvoltat, iată, acest prim traseu marcat din Moldova, de care se vor putea folosi turiștii care vin independent, oamenii din fața locului, din zonă, alte companii turistice care vor aduce eventual turiști în Republica Moldova. Și vor vinde acest traseu, exact, ca o destinație. Și ei se gândesc că eventual și ei vor fi unii dintre primii care vor face care vor beneficia, acesta. Gen un magazin sau o gospodină care să-și vândă cei din jur, sigur că, dar compania propriu zisă, grantiu, deci nu are nicio... Nu o să pună practic bani în buzunar. Banii în buzunar. Și cu asta proiectul ăsta este absolut deosebit. Deci el este necomercial și bucură că oferă posibilitatea unui turism sustenabil. În momentul în care grantiu a obținut banii de la noi, primăria orașului Nisporeni imediat a dublat suma, considerând că este important ca să fie un traseu exact așa cum își dorește și primăria și să pună bazele unei activități de lungă durată. Acum, 11 km jumătate de drum care pornesc chiar din centrul orașului Nisporeni, de lângă aleea cu magnolii pe care tot noi am sădit-o de ziua mediului, în ziua când am lansat acest traseu. Tocmai a doua zi urma să aniversăm sau să serbăm ziua mediului și aveam un program pentru Chișinău. Ne rugam să nu plouă. Deci am mers, colegii mei au mers voluntar la grădina botanică și au sădit 300 de brazi.
în grădina botanică. Directorul grădinii botanice era uimit de capacitățile noastre de a sădi copaci. El a zis că el s-a așteptat că noi o să sădim, dar nu chiar atât de mult și nu atât de repede. Iar în același timp, la Nisporeni, deci ne-am gândit noi, fiindcă este centrul orașului, pornește de aici, într-o zonă foarte frumoasă, am făcut un prezent primăriei sub formă de o alee de magnolii pe care am sădit-o acolo. Sunt copaci mari deja care vor înflori cu siguranță la primăvară și va fi foarte frumos. Deci pornind de la această alee, 11 km jumătate de drum, nu vă rătăciți, nu pierdeți absolut drumul spre care mergeți. Este vorba de fapt despre două trasee care pot fi practicate sau independent sau amândouă odată, pentru că în unele locuri ele sunt paralele, în unele locuri ele se despart un pic, deci sunt indicatoare ale direcției, ale distanțelor, ale timpului pe care eventual vi-l ia să ajungeți de la un loc la altul, sunt indicatoare cu locațiile pe care dorim să le viziteze turiștii acolo. Și cu izvoare, e foarte important. Am făcut drumeție și e foarte important să știi unde găsești apă. Iată, asta am vrut să vă spun. Era primarul de Vărzărești acolo, deci localitatea unde se finalizează acest traseu. S-a apropiat și a zis, dar eu am două izvoare acolo, alături. Eu am să fac și eu niște indicatoare, exact ca și dumneavoastră, ca să știe oamenii unde să meargă. Deci, iată, asta este turism sustenabil. Noi sperăm că mănăstirile două care sunt acolo în zonă și, apropo, una dintre ele are o gospodărie sătească, țărănească, extraordinară. Vor putea să-și vândă produsele. Că hotelul din Nisporeni va putea să primească oaspeți. Că restaurantele din zonă se vor dezvolta. Deci multe, că vor apărea ghizi locali care să-și facă un ban din chestia asta. Și partea bună este că la sfârșit, când deja era pe lansate acest traseu, a intervenit și ambasada Slovaciei, care a zis că și ei vor oferi un grant pentru dezvoltarea infrastructurii în jurul acestui traseu. Ce poate fi mai frumos? Am pus o piatră, cum am zis, și pe această piatră se construiește ceva frumos. Ce se va întâmpla sau ce se întâmplă cu celelalte 5 proiecte? Celelalte 5 proiecte sunt în plină derulare. Este adevărat, anul acesta este foarte bun din punct de vedere al cantității de ploi care cade pe pământ. Din păcate, în ultimul timp avem și grindină, dar totuși. Însă a împiedicat beneficiarii noștri să-și facă lucrările așa cum și-au planificat. Deci noi credeam anul trecut că în mai-iunie lansăm toate proiectele. Ei nu, le vom lansa pe parcursul verii, una după alta, pentru că au fost oamenii împiedicați un pic de condițiile severe naturale. Totuși toți au avansat deja. Asta este cel mai important. Așa e. Și dacă nu vara asta, toamna lansăm, oricum oamenii au primit suportul necesar, ei sunt gata să-și ducă visul până la capăt. Minunat! Ce alte proiecte mai puneți la cale pentru perioada apropiată? Cel mai apropiat proiect îl vedem rezultate chiar vinerea aceasta, la premiera spectacolului Micii Burghezi de Maxim Gorki la Teatru Cehov, în regia lui Slava Sambriș. Deci noi am susținut teatrele în această perioadă pandemică. Este al treilea spectacol, unul deja a fost în premieră, Hamlet în Sos Picant, a fost finanțat de noi, acum este acest spectacol Micii Burghezi, urmează încă un spectacol la Teatru Ionescu care va fi în premieră în toamnă. Adică mergeți la toate teatrele, exact. Nu faceți selectiv, nu, și teatrele de limbă rusă, și teatrele moderne, e minunat. Absolut, deci noi am considerat că teatrele și muzica clasică și pictura trebuie să aibă un suport. Și apropo, Bienala de Grafică din acest an, de asemenea, este finanțată de noi, va avea loc sfârșitul lui iulie, începutul lui august. Deci, Prietenește pentru Artă a însemnat și o mână de ajutor celor care de altfel au fost cel mai puțin susținuți în acest an, din păcate. E adevărat. Bravo pentru implicarea socială. Sunteți un exemplu pentru alte companii și sperăm să fie preluat acest exemplu. Mulțumim tare mult și noi ne bucurăm că putem să ajutăm niște companii, dar ne dorim ca ele să se înfiripeze cât mai repede pentru ca să devină sustenabile și să nu aibă nevoie de ajutor. Așa, și cum a zis dumneavoastră, unul pune o cărămidă, altul altă cărămidă și se mișcă lucrurile în direcția corectă.